dimineața! Este ora 10. Tu votezi România. Cu doar 3 zile rămase până la alegerile parlamentare, România noastră dă în clocot. Protestele anti-Georgescu s-au întins ca focul. Tinerii, dar și vârstnici, scandează sloganul pro-NATO, pro-UE, pro-democrație. Ce parlament va rezulta din alegerile de duminică, organizate chiar de ziua noastră națională? Va putea noul legislativ, eventual, să țină piept unor derapaje? Avem 8.000 de candidați înscriși în cursă pentru un mandat de senator sau deputat și vă propun chiar acum să-i cunoaștem pe 3 dintre ei. Ei bine, încep prezentările în ordinea tragerii la sorți privind prezența la această dezbatere electorală. De la AUR vă prezint un pupitru gol, nu și-au trimis reprezentant. În schimb, vă prezint pe doamna Claudia Puiu Baro, candidat independent pentru un mandat de parlamentar. Doamna Baro, mulțumim foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Alături de mine, în platou, tot în ordinea tragerii la sorți, permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Daniel Dima, de la Alianța Național Creștină, la fel candidat pentru un mandat de deputat. Vă mulțumesc, domnule Dima, bine ați revenit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, sunt candidat în județul Arad. Clar, bun. Și de asemenea vi-l prezint pe domnul avocat Mihai Rapcea, candidat pentru un mandat de parlamentar din partea Partidului Patrioții Poporului Român. Vă mulțumesc, bine ați venit, domnule avocat. Bună dimineața, candidez pentru Senatul României în Colegiul 42 București. Prezentările au fost făcute, începem dezbaterea. Și începem cu subiectul zilei. După șoc, acum au început protestele în toată țara. Înțelegem că vor fi zi de zi. Studenții au protestat în stradă, mulți au purtat pancarte cu mesaje împotriva candidatului independent la prezidențiale, Călin Georgescu. Unde au fost protestele? Aici, în București, dar și la Craiova, Constanța, Iași, Brașov, Sibiu, Timișoara. Jandarmii au monitorizat evenimentele. În unele locuri au fost discuții între susținători ai lui Călin Georgescu și manifestanții. În România, păstrând democrația, a fost una dintre scandări. În București este pentru a doua seară la rând când sunt astfel de proteste ținute chiar în piața universității la așa numitul kilometru zero al democrației. Să protestez faptul că nu este ok ce se întâmplă, nu este ok să votăm pe cineva pe care nu cunoaștem, nu este ok să nu ne informăm când este un lucru atât de important, este o responsabilitate. Din moment ce noi avem dreptul la vot, este și responsabilitatea noastră să votăm și să votăm pentru binele nostru. Pentru noi este foarte importantă libertatea, libertatea pentru care mulți au murit, pentru care mulți dintre părinții și bunicii noștri au rămas traumatizați, libertate pentru care noi trebuie să milităm astăzi mai mult decât oricând altcândva. Oamenii au murit și au luptat aici pentru a scăpa de dictatură și nu vrem să revenim în trecut. Cei care nu știu istorie sunt condamnați să o repete. Educația este pilonul a tot ceea ce înseamnă libertate și progresism. Trebuie să fim educați și trebuie să investim în educație. Ne aflăm într-un moment de cumpănă în care democrația noastră stă pe muche de cuțit. Dacă nu vom acționa din acest moment și vom lăsa apa să curgă de la sine, ne vom trezi într-o dictatură. Lipsa de interes arătată de mulți români față de vot, faptul că nu s-au informat înainte să voteze, faptul că nu își prezintă niciun interes pentru viitorul României. În această atmosferă,
Așteptăm alegerile de duminică, alegeri pentru un nou parlament și aș vrea să o prezintă din nou pe doamna Claudia Puiu Baro. Doamna Baro, candidați pentru un mandat de parlamentar din partea diasporei. Locuiți în Franța. Aveți un minut să vă prezentați și să ne spuneți cum vedeți situația din România, ce ați putea face în Parlamentul României, de ce doriți să reprezentați diaspora în Parlamentul nostru. Sunt Claudia Puiu Baro, candidată independentă la circumscripția 43 diaspora pe buletinul Camerei Deputaților. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Să știți că am început cu dumneavoastră și termin campania cu dumneavoastră ca și mass media și cu siguranță va fi fructuoasă această colaborare. Prezentarea mea este pe site-ul meu, Claudia Puiu Baro, candidat independent, sunt specialist științe juridice, administrative și politice și în momentul acesta sunt specialist în politici publice, lucrez în Franța, dar și în mai multe țări, nișa mea fiind politici publice educaționale, dar sunt și consultant pe juridic, fiscal și financiar. Ca să vă... am văzut manifestările în țară, le-am urmărit, urmăresc totul. Sunt în teritoriu, campania pentru un mandat de parlamentar în diaspora este foarte grea. Mulțumesc! Noi trebuie să umblăm în întreaga lume și să ne întâlnim cu... Da. Revenim. Revenim la noastră imediat să se prezinte și ceilalți candidați. Vă mulțumesc tare mult, doamna Baro. Este rândul domnului Daniel Dima, candidat la fel pentru un mandat la Camera Deputaților din partea Alianței Național-Creștine. Vă rog. Da, deci cum a spus adinări, sunt candidat la Camera Deputaților din Arad, sunt absolvent am o licență în drept la Sorbona și am un master pe științe politice, de asemenea un master pe tehnicile de export la Camera de Comerț și Industrie din Paris, m-am prezentat data trecută. Vă rog, mai aveți câteva secunde dacă doriți să adăugați de ceva despre contextul actual, ce puteți face în Parlamentul României dacă veți câștiga un mandat? Ce îmi doresc eu sau ce ne dorim cu toții care candidăm, suntem noi în politică, este să schimbăm clasa politică existentă, pentru că acest vot care a avut loc zilele trecute nu este un vot pentru un candidat fascist, este un vot pentru poporul român, un vot care, în care poporul român spune ajunge, am suportat destul, vrem altceva, vrem altă politică, vrem altă clasă politică. Nu are absolut nimic de a face cu fascismul, cu toate aberațiile care le aud pe străzile Bucureștiului. Mă întreb cine finanțează aceste mișcări destul de ciudate și bizare, pentru că se comportă în același mod cum se comportau și cei din Franța și cei din America, în situații similare. Mulțumesc și mergem la domnul Mihai Rapcea, avocat și candidat pentru un mandat de parlamentar din partea Partidului Patrioții Poporului Român. Un minut, vă rog. Candidatura mea a fost generată de ultimele evenimente din ultimii 4 ani. Pandemie, vaccinare, război, război. A trebuit să facem acest pas din societatea civilă în direcția aceasta a politicii, pentru a nu mai lăsa aceiași oameni să ne joace destinele și să-și bată joc de viitorul nostru și al copiilor noștri, să ne vândă la masa verde. Evident că susțin Călin Georgescu pentru că este singurul candidat cu adevărat independent care are abilitatea și căderea morală să fie omul providențial la acest moment. PPR-ul este în acest moment la Parlament, depune un proiect de lege privind declararea publică a veniturilor și a surselor de finanțare pentru toate ONG-urile. Pentru că ceea ce vedeți astăzi în stradă este un efect al mișcărilor sorosiste, al neoconilor neofașiști, acei antifa, care încearcă să distrugă votul românilor și își bat joc efectiv de, practic, poporul Mulțumesc. Român. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult. Bun, haideți să înțelegem până la urmă. Deci vă poziționați noastră pro Călin Georgescu, noastră domnule Dima. De asemenea, îl susțin pe domnul Georgescu. Călin Georgescu, dacă îmi dați voie să o secundă numai. Îl cunosc pe domnul Călin Georgescu, este un diplomat de carieră, este un gentleman. Este inadmisibil tot ce s-a spus, toate lăturile astea
scuzați termenele, care s-au revărsat asupra dânsului. Da, deci este inadmisibil. Este un diplomat care a adus multă cinste României. Doamna Baro, susțineți pe cine la prezidențiale ca să știm de pe ce poziții începem dezbaterea? Eu sunt candidat independent și nu sunt independentă pentru că este un moft. Aici sunt în numele comunității asociative din mediul asociativ din diaspora. Aș vrea ca toate răspunsurile mele să fie în legătură cu diaspora și noi știm acum că suntem din nou dezbinați. Noi și noi, noi și voi, nu este bine. În momentul acesta, pentru că este o dezbatere și pentru că suntem observi și sunt mândră că și onorată să mă aflu între colegii mei juriști, chiar dacă eu sunt mai tinerică, avem în Franța un model extraordinar care îți dă voie să te abții prin vot blanc, vot alb. Eu sunt vot alb în momentul acesta pentru că mai trebuie să studiez problematica. Mi se pare foarte important să studiez pentru alegătorii mei care este cea mai bună opțiune. Cum vedeți protestele din țară, doamna Baro? Am văzut foarte mulți tineri. De fapt, protestele au încolțit în mediile universitare și nu putem vorbi doar de, nu știu, cum s-a vehiculat. Niște studenți manipulați dintr-o anumită universitate. Vedem un lanț de centre universitare cu studenți ieșiți în stradă și pe lângă acești studenți sunt și vârstnici care spun... Cei din Timișoara îi ascultam, nu vrem să revenim la ce am trăit până în 89. Cum vedeți aceste proteste? Exact cum a spus și colegul meu de la Sorbona, eu sunt Sciences Po și sunt conferențiar pe esprit critic, gândire critică. Mi-ar plăcea să am o discuție și să avem o dezbatere cu acești tineri. Mi-ar plăcea ca ei să mă convingă pe mine și sau eu să-i conving pe ei. Noi avem o poziție extrem de sensibilă în diaspora. Sunt 9 milioane de români plecați din țară și nu se vorbește cu ei. Nu a existat niciodată o masă de consultare. Nu a existat niciodată un dialog cu părinții români din străinătate. Eu vin cu aceeași problemă, exact cum a spus domnișoara. Educația este pilonul fundamental al umanității. Normal că este educația pe pilonul fundamental, dar haideți să vorbim. Orice soluție o găsim prin dezbatere. Nu că am învățat noi în Franța, ci și în România. Eu sunt sigură că putem discuta și avea soluții fundamentate pe niște obiective concrete. Bla, 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 30 de ani. Bla, bla, bla. Domnul Dima, mi-ați povestit la emisiunea precedentă când ați participat. Cum ați plecat noastră din România pe vremea lui Ceaușescu, trecând în Nod, deci Dunărea? Deci am plecat din România trecând Dunărea în Nod și plătind un prețul libertății cu riscul de a mâneca, ca să nu vorbesc și de un an aproape de pușcărie în Serbia pentru trecere ilegală de frontieră. Și ați ajuns în Franța? Și am ajuns în Franța după multe luni de viață de cloșar, însă înțelege foarte bine, de boschetar, cum se spune în românește. Am ajuns în metroul Parisului, de acolo a fost o ruptă foarte grea ca să mă ridic, să fac studiile pe care le-am făcut, să muncesc. Am făcut absolut toate meserile și toate muncile, am lucrat mult în hotelărie noaptea ca să-mi pot plăti studiile. Sunt puțin în dezacord cu colega mea de la Sciences Po. La Sciences Po nu de mult, au fost foarte multe manifestații, foarte multe revolte, însă știe că au fost... teleghidate și manipulate și cred că suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce eu privește... Eu sunt altfel, domn profesor. Sunt un pic mai... Bine, sunt de partea cealaltă. Înțeleg, trebuie să avem dialog. Înțeleg, dar cred că dacă nu avem dialog, revolta nu dă rezultate. Sunt de acord cu dumneavoastră. La revoluție a fost revoltă sau ce fel? Că nu a fost dialog, nu? A ieșit lumea pe străzi. Deci, eu... Și Franța este exemplu când vorbim de revoluție, de spirit revoluționat. Da, acolo nu există informație suficientă. Noi trebuie să discutăm cu tinerii și da, să vedem ce vor ei ca să le dăm noi, cei care suntem specialiști. Da, vă rog. Dimpotrivă, consider că în România este la ora actuală mai multă informație decât este în Franța. Cunosc foarte bine situația din Franța. Am stat peste 40 de ani în Franța, deci știu despre ce e vorba. Această ieșire spontană, în ghilimele, a tinerilor pe stradă este cu siguranță orchestrată.
Deci, cu siguranță, orchestrată și plătită de cineva. Eu cred că establishmentul are teamă de ceea ce va să urmeze în momentul în care domnul Călin Georgescu ar putea să devină președintele României. Nu mi se pare absolut deloc normal să se arunce cu tot felul de dejecții, de murdării asupra unui om, care n-a dovedit cu nimic că ar fi prorus, care n-a dovedit cu nimic că ar fi împotriva României, care n-a dovedit cu nimic că ar fi de România Rusiei și toate aberațiile care le-am putut auzi pe canalele de televiziune, care la unison au spus aceleași lucruri. Vă mulțumesc de altfel și țin să mulțumesc TVR-ului că dumneavoastră ne-ați permis, ca și data trecută, să spunem ceea ce este adevărul. Adevărul nu este cel care se vede în stradă. Oamenii ăștia sunt teleghidați, sunt plătiți ca să facă ceea ce fac, pentru că establishmentul politic, care 35 de ani a vândut România, a trădat România, se teme acum de o schimbare radicală care le-ar face să își piardă privilegii. Domnule Rapcea, acești tineri nu credeți că au convingeri cât se poate de reale și legitime? Ei se simt în pericol. Drepturile lor cred că sunt în pericol. Dreptul de a trăi într-o țară democratică, dreptul de a face parte dintr-o structură euroatlantică, de a privi către Occident. Nu credeți că acest protest este... are un sâmbure de nemulțumire sau îngrijorare reală? Esența discursului diplomatic și de altfel democratic presupune, în primul rând, pornirea de la baze comune, reale. Ori discursul acestor tineri pornește de la premize false, de la informații mincinoase. Călin Georgescu nu a afirmat niciodată că dorește ieșirea României din NATO. A și dat o dezmințire în cursul serii de ieri. El nu a afirmat niciodată că dorește, o întoarcere la 180 de grade, o întoarcere a armelor împotriva aliaților occidentali. El a vorbit doar despre neutralitate și despre interesul național și nu interesul altor popoare, cum ar fi această susținere nelimitată pe care România o acordă de o vreme încoace Ucrainei în defavoarea românilor. Nu este posibil ca un copil de ucrainean să primească 3700 de lei în România, în timp ce un copil român primește 200 de lei. De asta și partidul în care fac parte, Partidul Patrioților Poporului Român, a depus un proiect de lege prin care să ceară parlamentarilor să voteze creșterea alocațiilor pentru copiii români. Să vedem dacă sunt la fel de patrioți actualii parlamentari și vor vota acest proiect politic. Pentru că, până la urmă, este vorba de o discriminare la adresa copiilor români în defavoarea copiilor ucrainieni. Aici este esența problemei. De aici trebuie să pornim, de la situația reală din stradă a familiilor de români. O mizerie îngrozitoare în care am fost aruncați de această criză a susținerii unui război care nu este al nostru. Și ăsta este și discursul domnului Călin Georgescu, la care noi ne-am aliniat ca și partid politic. Până la urmă este un discurs suveranist, este un discurs naționalist care nu incită la ură sau discriminare împotriva nimănui. Cere doar drepturi pentru români. Cere normalitate pentru patrioți și pentru cei care muncesc și trăiesc cinstit, onest în România. Până la urmă, noi plătim cu toții taxe și impozite și este normal ca de aceste taxe și impozite să beneficieze cetățenii români și nu alte state. Și despre ce vorbim? Suntem într-o situație în care clasa politică românească în integralitate a trădat poporul român și asta s-a văzut la vot, a fost un vot de blam dat întregii clase politice care ne-a dus în această situație disperată. Bun, vă întrebasem altceva. Dacă nu considerați, dincolo de aceste acuzații pe care nu le puteți proba, n-avem nicio probă că vreunul dintre cei ieșiți în stradă a primit bani ca să protesteze, credeți că există o îngrijorare reală în societate că ar putea să-și piardă drepturi și libertăți cetățenești prin venirea unui anume președinte în fruntea țării? Aș vrea, permiteți-mi, mă întorc la doamna Barou. Vă rog, doamna Barou. Nu se pot pierde drepturi și libertăți câștigate prin lege. Sunt fixate. Avem o Constituție, avem o lege fundamentală, avem un tratat al drepturilor, o declarație a drepturilor omului. Orice trebuie să fie pus la vot pentru popor, un referendum. Nu se pot pierde drepturi dintr-o dată așa. Nimeni nu poate instrumenta individual drepturile omului.
Bun, când vine vorba de libertatea de exprimare, pentru că de aici pleacă totul, să nu uităm că a fost reincriminată și mai trebuie un mic pas făcut să vedem că instanțele din România ar putea să pună în aplicare o lege care să limiteze libertatea de exprimare. E, cum să spun, pe muchie de cuțit acest drept, care este fundamental pentru mulți, de exemplu pentru meseria mea. E fundamental să am libertate de exprimare, să știu că nu mă hărțuiește nu știu cine cu dosar penal și că risc să fac pușcăria pentru că m-am exprimat liber într-o emisiune pe care se întâmplă să o și moderez. Și aș vrea să vă întreb, revin insistent la această întrebare. Dincolo de această acuzație pe care o faceți, fără să o probați, că în stradă sunt copii tineri plătiți, există sau nu îngrijorare reală în această societate că România ar putea să fie deraiată de la parcursul pro-Europa, pro-occidental? Am să adaug ceva la ce a spus colegul meu de platou adineori. Domnul Călin Georgescu vorbește de pace. Singurul care vorbește de pace. V-am întrebat altceva. Vin și la pace, asta imediat. Asta este și la război, dacă vreți. Mea, am vrut să adaug. Să le luăm pe rând. O să le luăm pe rând. Dar vreau să vă spun doar asta. De ce se tem acești tineri? Unde ar fi teama că domnul Călin Georgescu a ajuns la putere printr-o alegere total democratică, ar putea deveni un dictator? Este o aberație așa ceva. Dacă ar fi ieșit doamna Lasconi sau domnul Ciolacu, eu nu cred că s-ar fi produs același fenomen. Deci să înțeleg eu că toată clasa asta politică s-a unit să combată un om care nu face parte din establishmentul lor, din elitele, cum se numesc ei, se autointitulează, aceste elite care timp de 35 de ani nu au făcut nimic bun pentru România. România a fost vândută, România nu mai este nicio colonie. Este o corporație. E trist să spunem aceste adevăruri, dar astea sunt. Deci presa pe vremuri era câinele de pază al democrației. Acum a devenit, nu vorbesc de dumneavoastră TVR și încă o dată mulțumesc că m-ați invitat. Presa trebuie să fie câinele de pază. Orice instituție de presă e formată din oameni, da? Sunt oameni. Știu. Și oameni. Da? Unii care își respectă meseria și au niște valori și standarde profesionale, alții care nu se vor face preș în fața oricui, de la patron, la nu știu ce lider de nu știu ce partid. Corect, dar am fost uimit să văd că pe toate platourile de televiziune toată lumea era împotriva acestui domn Călin Georgescu, care este un diplomat de carieră, care a adus cinste României. Noi nu mai avem deja diplomație, noi nu mai avem deja intelectual de valoare și ce facem? Cei puțini care avem îi distrugem, le aruncăm viața și toată cariera lor de viață în gunoaiele publice pentru acești tineri care se simt amenințați. În ce se simt tineri ăștia amenințați? Cine a interzis ceva în România? Vă rog, domnule Rapcea. Asistăm la un fenomen de victimizare, specific manipulărilor de acest gen mediatic, prin falsificarea acestui fenomen, acestui drept constituțional al libertății de asociere și de manifestare în spațiu public. Și, din păcate, aceasta a devenit marca predominantă a mișcărilor sorosiste, a revoluțiilor portocalii. Din păcate, nu le mai merge cu acest gen de manipulare. Îndrăznesc să spun acest lucru pentru că se vede cu ochiul liber același tip de discurs care încearcă să creeze frică, vrajbă, dezbinare între români. Ori nu mai este acceptabil în momentul de față să acuzi și să jignești poporul român că nu a fost suficient de bine informat în condițiile în care avem una dintre cele mai informate țări din lume. La noi, mass media chiar funcționează mult mai liber decât în restul Europei sau în restul lumii. Nu este corect să spui că un candidat are manifestări extremiste în condițiile în care nu s-au produs probe în acest sens. Nu există dovezi. Să-l umpli cu lături, să faci un linșaj mediatic pentru un scop care evident că este vizibil cu ochiul liber, pentru că toată lumea știe că se apropie acest război de România. Și atunci avem de-a face cu o luptă de sistem. Este o luptă între sistemul care îl susține pe domnul Călin Georgescu, este sistemul establishmentului american al lui Donald Trump, trebuie să spunem acest lucru, și establishmentul neomarxist care a rămas din partea doamnei Kamala Harris, care a susținut-o pe dânsa, care s-a repliat în Europa și încearcă cu ultimele puteri să păstreze aceste așa zise valori transumaniste, ale egalității de gen, ale tuturor lucrurilor care distrug până la urmă cultura europeană. Asta este poziția mea, este imaginea pe care noi o avem în fața acestei avalanșe de schimbări pe care au produs-o proiectele de tip userist în România și cred că și în restul Europei. Toată această deschidere
către toleranță, către folosirea toleranței ca și mijloc de a trivializa și de a duce în derizoriu valorile clasice sub masca aceasta a liberalismului, sunt, până la urmă, atacuri la adresa identității noastre naționale. Călin Georgescu este, până la urmă, un naționalist, iar noi, ca și patrioți ai poporului român, susținem aceste valori naționale. Dreptul copilului de a-și determina, până la urmă, și de a fi protejat în educația lui și de a nu fi supus unor influențe, la fel cum nu ai voie să vinzi țigări sau alcool lângă o școală, nu ai voie să intri cu queer queen-uri și cu tot felul de travestiți în școli, cum se întâmplă în America sau s-a întâmplat până acum. Cei care cer operații de schimbare de sex sau avorturi pe banii statului, iarăși sunt chestiuni care țin de dreptul persoanei, nimeni nu le interzice să-și facă, dar să-și le facă pe banii lor. Acestea sunt elementele concrete de discuție. Da, ați adus în discuție o temă sensibilă. Acum merg la doamna Baroc. În Franța, dreptul la avort s-a înscris în Constituție. Doamna Baroc, vă rog, cum vedeți noastră aceste argumente aduse de domnul Rapcea? Eu am înțeles că este o dezbatere pe în legătură cu alegerile parlamentare. Sunt conștientă că acest prim tur are legătură cu națiunea noastră, cu interesul național, cu interesul general și, bineînțeles, are legătură cu diaspora. Aș vrea, vă implor ca această discuție să aibă legătură și cu alegerile parlamentare. Exact cum v-am spus, eu sunt vot alb. Sunt și electorat, și electoratul meu în acest moment este vot alb pentru că vrem să doamna studiem Baro, cu iertați-mă, dar se aduce în discuție acum o temă, da, dreptul la avort. De ce să fie făcut pe bani publici avortul în spitalele de stat? Să știți că de parlament va ține și această chestiune, dacă vi se pare că nu parlamentul e cel care decide și va decide prin decret prezidențial cine va ajunge la Cotroceni, e opinia dumneavoastră. De interziceri. Nu putem limita. Nu putem limita femeile acum să aibă drept asupra propriul corp. Cum să discutăm acest lucru? Dar este libertatea fiecăruia să decidă pentru corpul lui, pentru viața lui, pentru sănătatea lui. Nu uitați-vă, nu uitați că sunt în legătură aceste avorturi foarte mult în legătură cu sănătate, cu sănătatea mentală și sănătatea biologică a unei femei. Nu, eu nu vreau să intru. Mi se pare Kafka, credeți-mă, în momentul acesta. Nu păi, credeți-mă că așa, deci pentru nu, mulți cetățeni români e Kafka alegerile tot ce trăim. Eu nu știu, aici teme avem pe care le auzim vânturate. Care poate să discută despre ce înseamnă, unde se oprește rolul președintelui și unde ce poate să facă Parlamentul României în România. Noi nu suntem la fel ca în Franța, unde este până la urmă intervenția președintelui francez este destul de sobră. Nu. Cine a explicat cineva până unde se oprește prerogativele președintelui României, ca să nu mai fie scrise în Constituție, doamna Baro, nu trebuie explicate și noi să știți că sunteți familiarizată foarte bine cu ce înseamnă Franța și sistemul de justiție și constituțional din Franța și noi avem o republică semiprezidențială. Aici sunt judecată pentru că invoc Franța? Are președintele un rol foarte important, nu? Este partea executivului. Asta este comportamentul cu diaspora, de fapt, pentru întotdeauna. Și dacă venim acasă, tot așa, același comportament avem. Sunteți mult mai buni decât noi. Dar eu n-am zis că sunt mai bună decât cei în România. Eu spun că trebuie să găsim mediere și să găsim înțelegere și dialog. Pentru asta suntem aici. 9 milioane de români. Dacă îmi permiteți, cu medierea trebuia să începem, nu cu ieșit în stradă, nu cu insulte, nu cu dejecții asupra unui om. Și de ce n-ați spus, domn profesor, că eu ieșeam la mediere? Eu sunt dispusă la mediere. Dumneavoastră nu înțelegeți despre ce vorbiți. Vorba doamnei, în Constituție sunt înscrise prerogativele președintelui. Nu mi-atribuiți lucruri pe care nu le-am spus. Îmi cer scuze. Înțeleg foarte bine și sunt informată în legătură cu problemele internaționale. Stați să ne repliem, să avem totuși o discuție cu sens pe temele anunțate, vă rog tare mult, pentru că am intenționat să discutăm despre ce vă doriți noastră să faceți în Parlamentul României dacă veți câștiga un mandat pe niște teme anunțate. De altfel, și lucrurile au luat, bineînțeles, turnura ce ar putea să facă acest personaj pe care încercăm să-l descoperim abia acum. Ce ar putea să facă un Călin
Eugen Georgescu în fruntea statului român. Haideți să vedem, pe mine mă interesează un lucru, că vorbeați de comunicare, de mediere, să haideți să discutăm. Păi haideți să discutăm dacă avem cu cine. Vă rog tare mult să vedem cum a tratat presa domnul Călin Georgescu și încă n-a ajuns președinte. Vă rog. Nu iau întrebări și nu voi lua nici în seara aceasta. Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc. Nenegociabil. Păi asta înseamnă să ne răspundeți la întrebări. Puteți să mă lăsați să termin? Ce am de spus? Cum adică nu ia întrebări? Păi, de ce a mai venit presa? De ce a chemat presa? Că domnul acesta, Georgescu, a chemat presa în poarta casei să facă declarații. Noi nu suntem stative de microfon, nu? Nu suntem reportofoane. Suntem niște jurnaliști care adresăm niște întrebări legitime pe care presa vrea să le, pe care de fapt societatea întreagă ar dori să le adreseze și de la care să așteptăm să primim un răspuns. Este în regulă să comunicăm așa, practic să nu comunicăm, să nu dorim să comunicăm? Vă întreb, doamna Baro. Dumneavoastră încercați de la începutul emisiunii să mă atrageți într-un ring. Eu v-am spus că nu... Nu sunt este o dezbatere, într-adevăr, nu, este un ring, nu, pentru că argumente pro și contra. Asta înseamnă dezbaterea. Este. Nu înseamnă suntem monolog. Insuficienți informați și suntem insuficienți băgați în seamă. Nu puteți să ne băgați în seamă în acest moment pentru a veni într-un ring. Nu vrem. Nu bun, vrem este să fim ring, apropo, ring. Este ring cu argumente pro și contra. Asta înseamnă da, dezbatere. Pro și contra. Presa are drepturi, bineînțeles că presa pentru... are drepturi. Presa bun. Este putere în stat și puterea în stat poate să se apere și singur. Nu trebuie să fie apărată de diaspora sau de Claudia Puiu Baro. Sunteți suficienți de pregătiți și de capacitați să vă apărați drepturile și eu am încredere în presă și în libertatea presei. Am prieteni foarte buni jurnaliști care îi iubesc până la Dumnezeu și înapoi și cred în ei. Dacă aveți bun, nevoie de avocat, eu vreau un lucru concret să aflu că ați invocat dialogul, dar nu monologul, că prin dialog înțeleg, eu întreb, cineva răspunde, cineva întreabă, altcineva răspunde, nu monologăm. Am răspuns, nu monologăm. Vă rog, domnule Dima, că spuneați domnul Călin Georgescu, ce om, ce suflet. Cum e asta? Cheamă presa în pragul casei să facă declarații, să susțină o conferință de presă și spune nu răspund la întrebări? Acum, eu nu vreau să-l apăr. Pe domnul Călin Georgescu știe să se apere foarte bine singur, dar dânsului s-a pus o întrebare și a început să răspundă la întrebare. În momentul în care a început să răspundă la întrebare, a venit o altă întrebare. Deci nu poți să răspunzi la o întrebare cu altă întrebare. Trebuie să îl fi lăsat să termine ce avea de spus. Și după aceea, evident că sunt convins că dânsul ar fi răspuns cu eleganța cu care eu știu capabil la întrebările întregilor ziariști, tuturor ziariștilor care au fost acolo. Nu, da. Este exact, necivilizată, exact. Că pune întrebări. Să completez la întrebarea dumneavoastră. Eu am văzut acea conferință de presă. Nu era conferință, nu ce n-au alte întrebări. Era o declarație de presă în cazul ăsta. Îmi cer scuze că trebuie să vă contrazic. Conferință înseamnă să adreseze întrebări jurnaliștii. Nu. Formatul conferinței de presă presupune ca o persoană care este comunicatorul să emită acea declarație și ulterior, dacă dorește, doar dacă dorește, preia întrebări. Și de ce n-a dorit? Acesta a fost formatul. De ce n-a dorit? Este regretabil că TVR-ul face această manipulare. Îmi cer scuze poftim, că vă sancționez. Stați un pic că nu înțeleg ce vreți să spuneți. Nu este corect. Eu v-am întrebat. Pentru că dânsul a spus, de a spus ce la imaginea în care el a fost întrebat. Și că manipulez eu sau nu, cine? Nu, TVR-ul, instituția. Cu ce? Cum vă permite să spuneți că TVR-ul manipulează? Cu ce? Ce pentru argument că aveți? Nu ați prezentat ceea ce s-a petrecut înainte să dați acele imagini cu Călin Georgescu. El tocmai terminase declarația. Acolo a început discuția cu jurnaliștii, în acel punct, colegii mei prezenți la conferința de presă. Iertați-mă, ați văzut câți jurnaliști erau în jurul acestui domn? Am văzut, dar de ce n-ați prezentat tot de când a apărut acolo? Poate nu credeți televiziunea națională, dar întrebați restul presei care s-a dus la acea așa zisă conferință de presă. A fost o conferință acela de presă în care dânsul a avut o declarație publică, iar apoi a spus că nu bun. Acceptă întrebări. Dumneavoastră ați luat dar partea în care a spus că nu acceptă întrebări și ați întrebat de ce i-a mai chemat. I-a chemat ca să preia declarația. Da. Vă rog, haideți să vedem materialul. Nu iau întrebări și nu voi lua nici în seara aceasta. Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc. Nenegociabil. Puteți să mă lăsați să termin? Ce am de spus? Așa a început prima întâlnire cu presa a lui Călin Georgescu după ce rezultatele oficiale au arătat că a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale. Ce e așa rău să răspund la niște întrebări? Nu înțeleg. Știți care e chestiunea? Întrebările sunt de obicei create special pentru
a atrage candidatul pe o anumită direcție. Iar Călin Georgescu cunoaște acest gen de dialog cu presa. Și nu s-a lăsat atras în acea capcană. El a livrat un mesaj și și-a dorit ca materialul din care să fie preluat, ca presa să fie forțată să preia doar din acel material. Am observat că presa a ignorat declarația dânsului de presă, acea declarație a victoriei, care am văzut-o cu toții pe internet, să știți. Nu ce scuze. Dar, din păcate, este ignorată și se caută mai mult, se caută senzațional, se caută extremismul din Călin Georgescu. Însă nu asta este subiectul dezbaterii noastre. Subiectul dezbaterii este ce vom face noi în Parlament. Și eu vă spun, știți ce voi face eu? Voi susține proiectul Partidului Patrioților Poporului Român în ceea ce privește interzicerea propagandei LGBT în școli. Pentru că de aici pornisem. Da? Am introdus acest proiect, avem deputatul Daniel Ghiță și deputatul Mihai Lasca care au depus acest proiect zilele trecute. Sperăm să ajungem acolo un număr cât mai mare, românii să ne voteze ca să putem să susținem acest proiect. Să ținem mizeria departe de copiii noștri, mizeria morală. Bun, haideți să rămânem atunci pe această zonă. Da? Avem alegerile parlamentare, avem foarte multe partide nou create care își încearcă forțele și avem și candidați independenți care încearcă pur și simplu pe cont propriu să răzbească, să reprezinte, iată, în cazul doamnei Baro, diaspora. Doamna Baro, ce vă propuneți noastră să faceți dacă ajungeți reprezentantul diasporei în Parlamentul României? Ce inițiative legislative? Noi avem, vin pe un parcurs din mediul asociativ, chiar dacă am fost și sunt în continuare și jurist și specialist politici publice, mi-am dedicat 10 ani de zile voluntar în asociațiile românilor din diaspora, care sunt de fapt singurele care ajută românii și comunitățile din diaspora. În primul rând, sunt aici pentru educația în limba română gratuită pentru copiii români din străinătate care au depășit peste 1 milion. În momentul acesta sunt peste 1 milion de copii români în străinătate care își doresc din toate munca mea să aibă acces la educație gratuit. Un mediator lingvistic este nevoie, pentru că copiii vin din mediile familiilor românești și intră în școlile franceze, engleze, italiene și nu au nivelul colegului de bancă. Și pentru că nu au nivelul colegului din bancă, el este pus un pic împins în fundul clasei și se spune că trebuie să recupereze și nu se comportă lumea prea frumos cu el atunci când este categorisit ca un copil special. Mediatorul lingvistic, așa cum există, este o instituție care există peste tot în lume. Noi avem liste, în fiecare an copiii noștri la început de an școlar vin cu listele pentru limba română opțională. Nu este limba română trecută acolo. De ce? Pentru că noi avem parlamentari, avem deputați și senatori de 30 de ani în diaspora, dar nu ne reprezintă. Nu vorbesc cu noi, nu ne consultă. Munca noastră în mediul asociativ, să știți că independent nu înseamnă singur, înseamnă foarte multe mame, foarte multe familii cu probleme care vor să-și ducă o viață liniștită acolo unde sunt, iar în momentul acesta care vin după un turneu din Anglia, foarte mulți români din Anglia își doresc revenirea. Avem și un program și în programul electoral avem instituții și avem concepte care pot ajuta revenirea blândă și adaptată acasă, mai ales pentru cei care își doresc. Și avem, bineînțeles, o platformă, de 2 ani de zile lucrăm ca și program pilot, acolo unde specialiștii din străinătate, în colaborare, pentru că noi lucrăm în momentul acesta cu un parteneriat, cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, inclusiv cu doamna cercetător Elena Platon, în ceea ce privește elaborarea manualelor de limba română pentru copiii români din străinătate, dar și pentru copiii care revin acasă. Dragii mei, deci, indiferent de câtă volbură am avut în această discuție. Dacă acești copii revin acasă și au început să revină, pentru că în momentul acesta au revenit 15.000 doar anul ăsta, școlile sunt făcute praf. Profesorii nu sunt pregătiți, nu pentru că nu vor. Ei au toată bunăvoința de dascăl, ca în România nu există. E singurul dascăl din lume care încă mai iubește. Nu sunt pregătiți să primească acești copii, pentru că vin cu o altfel limbă de socială, cu altfel trunchi lingvistic și trebuie să facem ceva să-i primim. Noi aici trebuie să ne concentrăm. Parlamentul trebuie să facă, parlamentarii trebuie să facă treabă și să lucreze ca niște specialiști. Și credeți-mă că sunteți și dumneavoastră și vă consider la specialiști.
jurnaliști, să nu credeți că dacă venim din Franța sau din școliți, că avem așa o discreditare a experienței profesionale. Suntem învățați și am învățat în România. Sunt un produs românesc, dar un conturat de francezi. Noi trebuie să vedem ce înseamnă să se întoarcă 100.000 de copii în sistemul școlar românesc. Vor pleca profesorii din clasă, vă garantez, pentru că anul trecut am fost profesor în România, tocmai pentru a definitiva teza. E groaznic, toată lumea plânge, părinții plâng, copiii plâng, profesorii plâng. Mulțumim foarte mult, ați adus o temă extraordinar de importantă în discuție și e păcat că avem practic 6 reprezentanți ai diasporei în Parlamentul României și niciunul. Unul nu a ridicat într-adevăr această temă. Vă rog, domnule Dimă. Știți că vă spuneam la emisiunea trecută că e o mare problemă cu tot ce înseamnă diaspora. N-aș numi o diaspora, aș spune exact cum spune și domnul Călin Georgescu, poporul român din afara granițelor, pentru că diaspora este o denumire care se atribuie în anumite cazuri. Sunt total de acord, domnul Dima, cu dumneavoastră. Noi nu suntem diaspora, noi suntem români de casă. Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru că, într-adevăr, este foarte important. Am constatat și eu de multe ori că fie Franța, fie Portugalia sau Spania, copiii românilor nu mai știu limba română. Și dacă vrem să-i readucem acasă, noi trebuie să fim capabili să păstrăm această legătură prin limbă. Limba noastră, care este atât de frumoasă, trebuie să nu fie uitată. În găduința dumneavoastră, domn profesor, v-aș pune o întrebare tuturor. Atunci când vă doare ceva, în ce limbă vă uitați? În limba maternă, evident. Exact. Știți evident. Că copiii ăștia nu știu să se baite? Știu. Asta am spus eu la emisiunea data trecută. Deci mă bucur că ați ridicat acest subiect, pentru că este de o importanță vitală pentru poporul român. Domnul Dima, ce inițiative legislative aveți în vedere dacă reușiți să ajungeți în Parlamentul României? Dacă această onoare mi se va face de către poporul român și în speță de către arădeni, deci noi avem de gând să aducem în prim plan omul cu nevoile lui, omul ca persoană umană, nu omul ca numerus clausus, omul care trebuie să înțeleagă că trăiește în România, că are obligațiile și drepturile pe care le are, că se vorbește numai despre drepturile, despre obligațiile, despre drepturi nu se vorbește niciodată. Trebuie să încercăm să dezvoltăm micile întreprinderi ca românii să nu mai plece în afară, trebuie să creăm condițiile de lucru pentru toți românii. Condiții de lucru se creează formând o școală de calitate, că școlile, așa cum spunea și colega mea dinaur, s-au degradat teribil, spitalele s-au degradat teribil, deci cred că este o masă imensă, imensă. Despre asta ar trebui să vorbească tinerii aceștia care ies în stradă, nu despre, eu știu, care tendințe fantasmagorice pe care le impun unii și alții din cei care sunt agitatori profesioniști. Știți câți copii sunt lăsați acasă de mame ca să se ducă să șteargă podelele din străinătate? Copiii ăia sunt în mediul rural. În mediul rural nu se face. Știu, aveți perfect dreptate. Aveți, eu am văzut asta și în Franța, am văzut asta și în Portugalia, la prietenii mei în Spania. Intrând în casele lor, am încercat să vorbesc cu copiii care aveau 15 ani, 16 ani și nu știau o boabă de limba română. Am spus-o data trecută, vă felicit pentru ceea ce faceți, este foarte, foarte important să faceți acest lucru. E o muncă intensă, să știți, pentru că muncim și cu părinții. Vă rog, domnul Dima, dacă doriți să mai adăugați ceva și încercăm să echilibrăm timpii pe care i-ați avut pentru... Aș vrea să explic românilor că votul pentru partidele care nu sunt cunoscute, cum este această Alianță Națională Creștină, este foarte important. De ce este important? Noi nu avem mijloacele bănești pe care le au partidele acestea mari, PNL, PSD, care s-au organizat rapid să riposteze în momentul în care a apărut un candidat care nu le convine. Deci aș vrea să-i rog pe români să încerce și alte partide, cum este această Alianță Națională Creștină, cum numele o spune, pentru că noi trebuie să punem pe prim plan tradițiile noastre, credința noastră și să primim pe cei care vor să vină în țara noastră cu condiția că ne respectă și noi, la rândul nostru, îi respectăm. Iar cei care vin aici numai ca să profite, cum spunea colegul meu de platou Adinaur, nu e normal ca un copil ucrainean să ia 4.000 de lei și un copil român să ia 200 de lei. Nu e normal să creeze școli în limba ucraineană și să nu se aranjeze, dezvolte școlile românești care n-au nici WC-uri. Deci noi vrem să facem o politică românească pentru români, pentru poporul român. Și bineînțeles, nu suntem deloc nici extremiști, nici nu dorim să ieșim din Uniunea Europeană, nici nu avem cum să ieșim, noi suntem în Uniunea Europeană. Noi suntem, România este în Europa din totdeauna. Deci este referendum pentru aceste lucruri. Exact. Imediat vorbim despre referendum, că ați atins o coardă
extraordinar de sensibilă. Avem o restanță colosală. Dacă îmi permite să mai adaug ceva, apropo de referendum, fiindcă tot e colega din Franța, știți că în 2005, mi se pare, domnul Sarkozy a supus la referendum adoptarea Constituției Europene. Poporul francez a votat în majoritatea lui, dacă nu mă înșel, 54 împotrivă. Vă amintiți că cu toate acestea, această lege a fost impusă prin alte tertipuri parlamentare. Deci asta nu este normal. De asta vă spun că s-a creat un establishment. Am o altă formă de guvern. Haideți, vă rog, deja devine dialogul între noastră și doamna Baru. Președintele, se tare mult, încercăm fiecare să folosim timpul alocat. Dacă dumneavoastră nu vreți, trec la domnul Rapcea. Bun. Dar îmi permiteți. Iertați-mă, dar trebuie să vorbiți echilibrat și efectiv să monopolizează discuția. Nu mai este floare la butonieră. Vă rog tare mult. Haideți și domnul Rapcea, vă rog tare mult și să echilibrăm un pic, să nu-mi reproșați că n-ați vorbit echilibrat în emisiune. Nimeni nu mă reproșează nimic, ați fost perfect distantă cu noi. Jurnalistul și romancierul George Orwell spunea că a spune adevărul în aceste vremuri tulburi poate deveni un act revoluționar. Asta face PPR-ul astăzi. Suntem un partid naționalist care propagă idei de normalitate care, din păcate, sunt percepute ca fiind extremiste de cealaltă tabără. De ce extremiste? Pentru că programul nostru de guvernare presupune o Românie pentru români. PPR-ul își propune, în primul rând, consolidarea celor trei piloni fundamentale ai statului român. Economia, învățământul și infrastructura. Economia este cea care regenerează venituri pentru infrastructură și învățământ, iar învățământul este cel care duce la creștere economică durabilă pe viitor. Din păcate, n-am auzit niciun fel de discurs din partea celor care astăzi ne anunță, din partea partidelor de guvernământ, marea reformă economică, cei care astăzi vor să ne aducă din nou pe tapet referendumul de reducere la 300 a numărului de parlamentari. Până acum au stat foarte liniștiți, ca și tinerii care au ieșit astăzi în stradă. Nu i-a deranjat că Ciolacu și cu Ciuca au furat, de-au rupt țara asta. Vă rog, fără acuzații, sunt obligată de normele CNA să vă cer să aduceți probe în sprijinul unor acuzații. Vorbeați de acest referendum cu 300 de parlamentari. A revenit în discuție, nu de alta, dar e aberant să chem poporul să voteze la referendum și pe aceea să arunci la coș rezultatul acelui referendum validat. Doamna Baro, aș vrea să trecem pe finalul acestei emisiuni. Fiecare are la dispoziție un minut să adreseze un mesaj de încheiere electoratului. Vă rog, doamna Baro, un minut vă aparține. Mesaj pentru electoratul meu este să citească programul meu electoral, încă mai este timp, este afișat pe site-ul meu, Claudia Puiu, candidat independent. Vă aștept la vot. Dragii mei, dragile mele, treziți-vă sâmbătă și duminică, luați-vă în brațe copiii și gândiți-vă că acești copii au nevoie de ei, pentru că ei sunt români. Mergeți la vot, votați poziția 38 de pe buletinul de vot, Camerei Deputaților din circumscripția Diaspora. Votați oriunde, în diaspora, nu în țară, ca să știți, și luați-vă actele justificative. Pe lângă buletinul, cartea de identitate și pașaportul, vă mai trebuie și un justificativ de domiciliu, de reședință, că sunteți în diaspora. Chiar dacă sunteți în Franța, să dovediți cu permisul de conducere că trăiți în Anglia, că poate sunteți în vacanță și e normal să fiți cu, în perioada asta sunt vacanțe în diaspora. Eu vă aștept la vot, vă aștept cu mare nerăbdare și sperăm să facem împreună bine pentru copiii noștri și să învățăm ce înseamnă România bună, bună ca bunicii noștri. Vă mulțumesc. Domnul Dima, vă rog. Aș spune același lucru, votați Alianța Națională Creștină, votați toate partidele patriotice, toate partidele care vor să încheie această paranteză care a durat prea mult, 35 de ani, votați un partid care nu are în sânul lui oameni care vor să facă altceva decât binele țării. Să punem din nou educația pe prim plan, să punem din nou economia pe prim plan, să punem din nou prestigiul românesc pe prim plan, pentru că suntem un popor frumos, suntem un popor decent, nu suntem un popor de extremiști. Votați ANC, votați Călin Georgescu. Vă mulțumesc. Trec la domnul Rapcea, vă rog. Partidul Patrioții Poporului Român, PPR, are pe listele sale în toată țara, deci practic am oferit românilor din toată țara posibilitatea de a ne vota, are candidați de marcă. Dacă vă veți informa pe site-ul partidului nostru și în rețele de socializare, veți observa că am adus alături de noi vârfurile intelectualității
vârfurile oamenilor competenți capabili să facă această schimbare în stil naționalist pentru români, cu românii. Iar acest lucru face ca PPR-ul să fie un susținător necondiționat, nu ca alții care se doresc prim-miniștri sau mai știu eu ce, necondiționat al candidaturii lui Călin Georgescu, care este, repet, un om care este pus trup și suflet alături de poporul român, este un om care își dorește să reușim să schimbăm ceva în țara asta și să dăm la o parte toată această clică care a sub România de resurse în ultimii 35 de ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această dezbatere, pentru prezența în acest ring, îmi permis să spun, al argumentelor pro și contra. Mie personal nu-mi plac monologurile, îmi place dialogul și îmi place să mi se răspundă la întrebări atunci când le adresez, pentru că nu sunt neapărat întrebările mele și eu le primesc din jurul meu. Lumea întreabă. Nu se poate duce în fața unui demnitar să-l întrebe și atunci este rolul unui reporter să adreseze aceste întrebări. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Succes la alegeri duminică. Doamnelor, domnilor, mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți pe TVR Info. Vă aștept la 11 fix cu informații de ultimă oră. Pe curând!